Vitaminele. Vitaminele sunt foarte importante pentru organismul fiecărui copil, mai cu seamă în perioada rece a anului sau când organismul este slăbit. Cel mai des întâlnite sunt vitaminele A, B, C și D. Vitamina A întărește vederea. Ea se conține în morcov, dovleac și alte legume de culoare roșie. Vitamina B ajută la dezvoltarea creierului. Ea se conține în pâine neagră și boboase, mazăre, fasole, lintie. Vitamina C întărește vasele sanguine, mărește rezistența la boli. Ea se conține în lămâie, ceapă, usturoi, ardei, etc. Vitamina D întărește oasele și mușchii. Ea se conține în pește, ouă, carne. Ține minte! Legumele sunt foarte folositoare pentru sănătate. Ele oferă corpului vitamine și îți dă putere. Iar fructele te mențin sănătos și îți dau multă energie. Iar acum, dragi copii, pentru voi o poezie. Lui Costel îi plac legume, nu-i nimic mai bun pe lume. De aceea azi Costel e puternic băiețel. Fructele, se știe, frate, ne dau multă sănătate. Sănătate tuturor